Pentru predica din dimineața aceasta o să citim două versete din Epistola către Galateni, capitolul 5, versetele 13 și 14. Galateni, capitolul 5, cele două versete, 13 și 14. Cuvântul spune fraților, voi ați fost chemați la libertate, la slobozenie. Numai nu faceți din libertate o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Suntem între două serii de mesaje. Am avut o serie din Epistola către Galateni, din capitolul 5, și vreme de mai multe duminici ne-am uitat la roada Duhului Sfânt cu dorința ca fiecare dintre noi să fim mai roditori. Da? Acesta este cuvântul pe care trebuie să-l reținem, chiar dacă seria de mesaje s-a încheiat. Pentru că. Prin roada Duhului Dumnezeu formează caracterul nostru și e foarte important ca tot ceea ce am învățat să fie parte din, din caracterul nostru. Pregătim o altă, o altă serie de mesaje, începând cu luna, luna septembrie și atunci ne vom uita, vreme de mai multe duminici, în, în mod special în viața lui Daniel, dar în cartea Daniel, acolo mai sunt și alte personaje de la care putem învăța, dar o să învățăm să fim statornici. Daniel își trăiește o bună parte a vieții lui într-o lume care se clatină din multe puncte de vedere, dar el a fost statornic și Dumnezeu l-a ajutat să meargă tot mai sus și vom privi la aspectul acesta. Dar suntem în, între aceste serii de, de mesaje și pentru astăzi m-am gândit așa la, am zis eu, poate e un, e un mesaj mai, mai de vară. Suntem luna august, perioada aceasta de, de concedii, parcă eu știu, lucrurile au intrat într-un alt ritm, așa mai, mai încet. Și cam așa mi-am imaginat mesajul din dimineața aceasta, un mesaj mai de vară, dar asta nu înseamnă că este mai puțin important, ci poate mai ușor de înțeles, poate chiar mai, mai practic decât celelalte. Am citit aceste două versete, tot din, din Galaten, din capitolul 5. Și e clar că Apostolul Pavel spune în Hristos, suntem niște oameni liberi și trebuie să ne bucurăm de libertatea aceasta, dar cum ne folosim cum ne folosim libertatea? Și el vine cu ceva foarte practic. ne aduce aminte de cea mai mare poruncă. Destul de interesant că prima parte a, a poruncii o consideră știută de toată lumea. Pentru că atunci când Domnul Isus Hristos prezintă porunca aceasta, cu ce începe? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Și după aceea vine să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Practic, Apostolul Pavel face referință doar la a doua parte a poruncii. De ce? Nu pentru că prima n-ar fi importantă, ci pentru că îndemnul lui este legat de folosirea aceasta a libertății, să ne slujim unii pe ceilalți. Să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru. Și sigur, e foarte ușor ca să vorbești la mod general despre slujire, despre lucrurile acestea, însă, spuneam, trebuie să, să vedem lucrurile prin perspectiva aceasta cât se poate de practică. Acum, când... când... Îți iubește aproapele ca pe tine însuți, poți să te gândești și la lucruri foarte, foarte mari. Dar mesajul din dimineața aceasta l-am intitulat, în lumina acestui mare principiu pe care îl avem în Scriptură, simple gesturi de iubire. În dimineața aceasta, personal, nu o să vă cer ca să muriți pentru cineva. Nu o să vă cer ca să vă faceți bagajele și să... Să plecați misionari în Africa sau în India. Chemarea nu va fi de a vinde jumătate din averea noastră pentru ca să o împărțim săracilor. Și lucruri de felul acesta găsim în cuvântul lui Dumnezeu și astea poate sunt sunt gesturi foarte mari și complexe. Însă în același timp, în ideea aceasta de a-i sluji pe, pe cei din jurul nostru, Există niște lucruri pe care Scriptura le amintește din nou și din nou și le-am pus în categoria aceasta. Simple gesturi de iubire. Să nu uităm că oceanul îi format din simple gesturi de iubire, din picături. Vom căuta ca să, să răspundem la, la, trei întrebări pe care le găsim în, în Cuvântul lui Dumnezeu, având în minte Că, de fapt, Dumnezeu așteaptă ca să fim credincioși chiar în lucrurile mici, așa cum, cum ne spune Domnul Isus Hristos. Vom încerca să vedem care sunt unele, pentru că nu o să amintesc eu toate aceste simple gesturi de iubire, care sunt unele din aceste simple gesturi de iubire, apoi să vedem cui trebuie să le adresăm, cum putem să facem lucrul acesta în mod practic. Și, pentru că sunt foarte multe, le-am pus în câteva categorii. Încă o dată, aici avem niște exemple, niște lucruri care să ne a, îndemne, să ne impulsioneze. Dar veți putea găsi și altele și Dumnezeu ne cheamă ca să, să fim creativi. Dar iată unele dintre ele. Spuneam în, în cele cinci categorii în care le voi așeza. Prima dintre ele, prima din categoria acestor simple gesturi de iubire este atingerea. Atingerea. Să. Să atingi pe cineva. Pentru că noi avem nevoie de lucrul acesta. Sigur că atunci când ne gândim la, la atingere, există și un context cultural, trebuie să ținem cont de anumite, de anumite reguli culturale, să ținem cont de, de mai multe lucruri, dar cert este că în Cuvântul lui Dumnezeu, iubirea, pentru că suntem încurajați. Ca să ne iubim aproapele și să ne slujim aproapele. Iubirea este exprimată și în felul acesta. Și o să plec de la ceea ce este cel mai important pentru noi. Modelul pe care îl avem în Mântuitorul nostru, Isus Hristos. Ați observat în scriptură că adesea cei patru evangeliști menționează lucrul acesta, că Isus Hristos i-a atins pe oameni. Și cu siguranță că ați găsit versete în care Hristos se atinge de ochii cuiva Hristos se atinge de urechea cuiva Există și o situație mai, mai deosebită Dar era uh, un, un context de vindecare Când pentru a dezlega limba unui om care nu putea să vorbească Spune Scriptura că Și spune evangeliști că Iisus Hristos s-a atins de limba acestui om Doar un verset care să, să ne amintească de felul în care proceda Mântuitorul, Matei capitolul 8, versetul 15, este vorba de vindecarea soacrei lui Petru. De ce spun lucrurile acesta? Pentru că totul era posibil la Isus Hristos. Să spună un cuvânt și uneori a făcut-o. Dar de cele mai multe ori, mai ales în situații de, de genul acesta. Și în situații poate noi nu realizăm, dar care au contat enorm de mult pentru anumiți oameni. Că Iisus Hristos i-a atins. Când ei trebuia să, 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 iasă din cetate, să, nu, să stea departe de, de orice persoană. Matei, capitolul 8, versetul 15, s-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile, apoi ea s-a sculat și a început ca să se slujească. Putea să o vindece Domnul Iisus Hristos de la distanță, cu siguranță că ar fi putut să facă lucrul acesta. Soacra lui Petru, la, mult, la fel ca multe alte persoane, multe alte persoane avea nevoie și de atingerea Domnului Iisus Hristos. Știți ce aș vrea să ne aducem aminte în, în dimineața aceasta? Că sunt oameni pe care îi putem binecuvânta în felul acesta și putem sluji în felul acesta. De la acel banal uh, salut, dacă vreți, prin a da mâna unii cu ceilalți. În anumite momente poate să fie extraordinar de important. Apoi, poate la o îmbrățișare, la o îmbrățișare. De multe ori în scriptură găsim prezentate situații în care oameni, în contexte diferite, se îmbrățișează unii pe, pe ceilalți. Geneza, capitolul 33, versetul 4. Cât de frumos a fost momentul acela în care doi frați care s-au urât și nu s-au văzut o vreme, Iaco și Esau, acum spune versetul 4, Esau a alergat înaintea lui, l-a îmbrățișat, i-a căzut pe grumaz, l-a sărutat și au plâns. Momentul acela. Poate este vreo persoană în viața ta pe care ar trebui să o îmbrățișezi, dar n-ai îmbrățișat-o de, de, de foarte mult timp. Poate chiar o relație de familie ca cea descrisă în scriptură, care a avut de suferit mulți ani de zile. Și o simplă îmbrățișare ar putea face enorm de mult, enorm de mult. Pentru că e un mod de a transmite ceva. Și vedeți, Domnul Iisus Hristos ne cheamă într-un mod indirect. Cea mai faimoasă predică, spunem noi, predica de pe munte, în Matei capitolul 5, versetul 47, Hristos ne pune următoarea întrebare. Când e vorba de, acum, dacă ne-am uitat doar la Geneza, e, e, normal ca doi frați care vor să se împace, să se îmbrățișeze. Dar știți ce zice Domnul Iisus Hristos? Și aici poate rămâne întrebarea cu care venea Paul mai devreme, dacă, sau cum ar trebui să privim la acel pasaj din Scriptură, doar în sens metaforic, zice Dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Pe cine ar mai trebui să îmbrățișăm? Și pe alții, spune Domnul Isus Hristos. Nu doar atunci când e vorba de cei care sunt exact, exact ca noi. Atingerea. Poți să continui lista aceasta Dincolo de dat mâna, dincolo de abate pe cineva pe umăr, dincolo de o îmbrățișare, da? Știți despre ce vorbește Biblia destul de mult? Despre sărut. Despre sărut. Și o să vă dau câteva exemple. Tot aici în Vechiul Testament se vorbește despre Iacov. Atunci tatăl său, Isau, despre Isau, tatăl său Isa i-a zis, apropie-te dar și sărută-mă fiule. Geneza, capitolul 33, versetul 4. La ban s-a sculat de de dimineață și a sărutat nepoții și fetele și i-a binecuvântat. Dar, e din nou relații de familie. Domnul Iisus Hristos ajunge într-o casă. Și la un moment dat, pentru că s-a întâmplat ceva mai neobișnuit și o femeie a venit și și-a arătat dragostea față de Hristos într-un mod mai atipic, cârcotașii au început imediat ca să vorbească și să comenteze. Și atunci Domnul Iisus Hristos vine și se adresează chiar gazdei cu un fel de reproș. Și zice în Luca, în capitolul 7, versetul 45, îi spune lui Simon, cel care l-a invitat în casă, pe Domnul Isus Hristos. Știți ce îi spune? Tu nu mi-ai dat sărutare. Era o practică, era un obicei de a spune bun venit cuiva în, în cultura lor. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să îmi sărute picioarele. Și apoi, Roman, capitolul 16, versetul 16, Apostolul Pavel atunci când îndeamnă comunitatea religioasă să întărească legăturile dintre ei. Știți ce spune? Spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare sfântă. Toate bisericile lui Hristos vă trimit și vă transmit sănătate. Să dar doar câteva exemple. Dar un mod, un mod de a transmite Iubirea lui Dumnezeu, pe care El o așează în tine. Este un simplu gest de iubire. Să găsești o modalitate care este decentă, care nu este ieșită din tiparele culturale, dar, vedeți, sunt anumite lucruri pe care poate cultura uneori le-a le le pervertit și trebuie să avem grijă. Dar Scriptura vorbește despre. A da mâna, despre a îmbrățișa, despre a săruta, despre, despre acea atingere care ar putea să aibă un impact pozitiv a unei persoane din jurul tău. Țin minte că în urmă cu vreo trei săptămâni, cred că a fost, a fost și la biserică, sigur, duminică după masă, un, un, un grup de frați și surori din, din America, și am fost cu ei pe la Șistarovăț și am intrat într-o gospodărie. Și una din doamnele care era împreună cu, cu noi, a îmbrățișat-o pe o bătrână. Nu s-a văzut niciodată, dar așa au simțit ele în momentul respectiv. Cât a fost de fericită vecina noastră de acolo, de la tabără. Tresălta de bucurie. Nu, nu s-a supărat absolut deloc. Și a stat și m-au întrebat oare, în afară de cei din familie, pe femeia asta, aproape 90 de ani, oare cine a îmbrățișat-o în ultimii 10 ani, în afară poate de, nici nu știu dacă cei din familie, eu știu, practică sau nu practică lucrul acesta, dar parcă se vedea setea aceasta. Câteodată ni se cere să facem lucruri mari, dar să nu uităm că printr-un simplu gest de iubire și din categoria aceasta a atingerilor, putem ca să transmitem dragostea lui Dumnezeu. Un alt simplu gest de iubire, o altă categorie, dacă vreți, este este atenția. Fiecare dintre noi tânjim după atenție, ca cineva să, să ne bage în seamă într-un într fel sau altul. Dar ce înseamnă atenție? Sigur că înseamnă mai multe lucruri, să acorzi timp, înseamnă să-ți concentrezi atenția, să privești poate în ochi pe cineva. Să stai de vorbă cu o anumită persoană, să lași toate celelalte lucruri deoparte. Și aici, dacă vreți, gesturile de iubire pot fi, pot fi, banale, dar importante în același timp. Salutul. Acum, ați fost vreun dintre voi în situația asta, aceea când ați trecut pe lângă cineva și după aia ați venit acasă și ați trecut pe lângă pruncul cu tare și nu m o, nu m -o salutat nu m au salutat. Zici că nu-i mare lucru un salut, da? Dacă nu te au salutat și ai fi așteptat ca să, să te salute. Uite, Pavel în repetate rânduri are fel și fel de formule pentru ca să îi salute pe oameni. În mod deosebit, ideea asta de sănătate parcă este legată de, de salutul lui. Și spuneți-vă sănătate unii altora. Sau în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 20, toți frații, vă transmit sănătate. În, în, 3, în Ioan în capitolul 1, versetul 2, prea iubitule. Doresc ca lucrurile tale să-ți meargă bine, și sănătatea ta, să sporiască tot așa cum sporește și Sufletul tău. Și poate dacă vrem să luăm o, 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 o provocare din, din Scriptură vis-a-vis -vis de. Uh, de moduri de a saluta, e să încercăm să ieșim uneori din rutina aceasta. Cum aș putea să, să am un cuvânt de salut? Vedeți, noi practicăm aici în Biserica Speranța fiecare duminică și o provocare, nu? Să, să ieșim din, din rutină. Dar când vii la biserică, poate -i, îi, îi doar un imbold, da? Să găsești un cuvânt special spui unui om pe care nu l-ai văzut niciodată. Dar a venit la tine în casă, tu ești gazdă ca și sperțean. să spui ceva care să fie un simplu gest de iubire. Dar cred că foarte, foarte important. Cu impact. Putem să ieșim din, din tipare și într-un mod negativ. Am avut așa o o perioadă când poate ne, ne doream ca să ieșim din tipare, ca și tineri, în biserica în care am crescut, și o vreme, dar a fost destul de scurtă vremea respectivă când ne salutam unii pe alții în felul următor. Nici de aici nu a fi nimic. Deci putem să facem și lucruri de felul ăsta, putem să avem și o astfel de, de gândire atunci când, uh, când căutăm ca să, să uh, transmitem atenția. Există o altă categorie. Uh, și anume, simplu gest de iubire, dar cred că amabilitatea se uh, integrează foarte bine în, în categoria aceasta. Să fii amabil, să fii, să fii drăguț cu cei din jurul tău, dar ea poate să aibă forme cât se poate de, de profunde. Hristos cu siguranță că ne învață să fim amabil. Și fac chiar și referință la, la predica de pe munte, Matei capitolul 5, versetul 41. Zice, cum ești amabil aici? Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă, tu ce să faci? Te duci două. Și știți că sunt mai multe exemple acolo. Dacă vrea cineva haina, dă și cămașa. Asta e amabilitate. Asta, asta e o formă a, de, de a transmite de a transmite iubire și poate că, da, atunci când, când spui amabil, tu te gândești la ceva de suprafață, că oamenii învață să fie amabil așa, dar, dar mai mult la nivelul acesta de suprafață. Însă Hristos, prin exemplele de felul acesta, ne arată că amabilitatea înseamnă să fii dispus ca să sacrifici. Să fii să fi gata să, să sacrifici pentru cel din jurul tău. Nu mare lucru, dar e un sacrificiu. Dacă ai șapte haine și dai o haină cuiva, nu e mare lucru, dar totuși, îi un sacrificiu, să încerci să, să ajuți și lucrul acesta, lucrul acesta, să știți, poate avea un impact extraordinar. Extraordinar. mi aduc aminte de o mărturie din biserica aceasta și spunea un tânăr, m-a hotărât să rămân aici în biserică pentru că trei persoane m-au întrebat, te pot ajuta cu ceva? Păi nu ne doare gura, nu? Acum dacă zice, da, mă poți ajuta, asta e uh, un pic mai, mai complicat, că trebuie să te duci mai departe și poate asta e teama pe care, pe care o avem uneori. Dar nici măcar n-avea nevoie de ajutor, spunea. Faptul că am fost întrebat a determinat ca să iau o anumită decizie. Un simplu gest de iubire. Un simplu gest de iubire. Atitudinea, bineînțeles, contează, contează foarte mult. Și aici, când vorbim de atitudine, Problema este destul de, de complexă, și nu o să intru eu în toate detaliile. Dar poate undeva, unde așa simt că am eu nevoie, și poate că aveți și dumneavoastră nevoie. Știți ce? Am descoperit, iarăși privind în, în, în Cuvântul lui Dumnezeu, că noi comunicăm. Noi comunicăm cu întreaga noastră ființă. Și dacă am în vedere atitudinea. Poate primul aspect la care mă, mă refer este expresia feței noastre. Ce se citește pe noi? Atitudinea noastră, să știți că poate fi citită pe noi. Proverbe, capitolul 16, versetul 15. E o vorbă înțeleaptă. Seninătatea feței împăratului este viață. Și bunăvoința lui este ca o ploaie de primăvară. Vă rog să, să subliniați, dacă vreți, expresia aceasta. Veți zice, nu sunt împărat. Sigur că era pentru un lider, pentru un conducător din vremea respectivă. Dar seninătatea feței. Și puneți altceva în loc de împărat, da? Este viață. Este viață. Care-i atitudinea pe care noi o transmitem prin, prin expresia feței. Și sigur că atunci când vorbești despre seninătate, nu poți să nu vorbești și despre zâmbet. Oare ce ne spune Scriptura despre zâmbet? Despre zâmbet să știți că sunt lucruri în Scriptură, foarte mult se vorbește despre, despre bucurie, dar un lucru pe care l-am trecut cu vederea până, până acum... Că întotdeauna când mă gândeam la Iov, știți la ce mă gândeam? La suferință. Și poate că mulți dintre voi, când spunem numele Iov, îl asociați cu suferința. Și așa a fost omul acesta, a trecut prin mare suferință, prin mari încercări. Și acum nu te aștepta de la el să fie chiar atunci prezentat ca un om foarte zâmbitor. Ni s-ar părea ciudat, dar... A trăit viață și înainte, a trăit după Iov, capitolul 29, versetul 24, când își amintește despre viața dinainte, spune, când li se muia inima, le zâmbeam și nu puteau izgoni seninătatea de pe fruntea mea. Le zâmbeam, avea și el dușmane, avea și el oameni, și nu puteau izgoni sănătatea de pe fruntea mea. Aș vrea să ne întrebăm în dimineața aceasta, e ușor sau nu e ușor ca unii să ne împrăștie sănătatea de pe față? Să ne spulbere zâmbetul, e ușor sau nu e ușor? Cu siguranță că uh, acum vom vedea la, la, la aspectul următor, e foarte important ca ceea ce facem să fie să fie autentic. Să fie autentic, nu doar de formă. Să poate întâmpla și lucrul acesta. Cred că va mai, va mai împărtăși toată în anii 90 șocul pe care l-am trăit eu. Apropo de ce am zis mai devreme, amabilitate, Când am fost în Israel și am vrut să... să-mi cumpăr o pereche de sandale și m-am dus la un magazin și primele pe care le-am încercat, la un butic din ăsta, primele pe care le-am încercat, nu mi s-au potrivit. atunci a zis, lasă că-ți aduc altele. Și mi-a adus altele. Și de alea nu erau cum îmi plăceau mie. Și mi-a scos, cred că vreo 20 de, uh, uh, de perechi de, de, sandale, încât eu eram pe punctul ăla în care am zis, și dacă nu mi-s bune, le cumpăr, că omul ăsta, săracul, atâta s-a zdrobit pentru mine, dar eu veneam din contextul ăla unde te duceai la magazin și tu erai dator la vânzătoare, să, da? Deci dacă întrebai ceva și nu-i convenea, imediat te scotea pe ușa afară să te duci la alt magazin. Și în contextul ăsta, când am văzut pe cineva atât de zâmbitor și atât de amabil, am zis și dacă nu mi-i spune tot, tot le cumpăr. Impactul pe care îl pe care are. Dar vedeți, putem face lucrurile, că el nu o făcea de dragul meu, ci o făcea pentru bani. Putem face lucruri corecte având o motivație greșită. Dar asta n-ar trebui să ne împiedice să facem acel lucru, acele lucruri corecte. Și să căutăm motivația potrivită. Scriptura ne îndeamnă, da? Cine altcineva în lumea aceasta are mai multe motive de a fi senin, de a zâmbi, de a căuta, pentru că dacă zâmbetul, așa îl găsim mai rar în scriptură, ca și cuvânt, da? Dar chemarea la bucurie este pretutindeni. Psalmul 32, versetul 11. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și înveseliți-vă și scoateți strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană. Atunci când stai față în față cu bucuria autentică, cu zâmbetul autentic, e ceva magnetic acolo, ceva care atrage. Și dragii mei, copiii lui Dumnezeu, teoretic, au toate motivele să facă lucrul ăsta. Practic, câteodată, nu știu de unde, cine a reușit să ne convingă că atunci când vii la biserică pentru ca să par mai pocăit, trebuie să fii mai încruntat, mai sobru, să nu râzi la nicio glumă, să te gândești doar la cât de trecătoare e viața. Da, Domnul ne spune că viața e trecătoare, dar Domnul vrea ca să fie alături de noi și în viața aceasta să-i ajutăm pe cei din jur în problemele lor. Apropo de aspectul acesta, mă uitam într-un Articol și cineva spunea că zâmbetul întărește sistemul imunitar, elimină stresul, coboară tensiunea arterială, te face să te simți mai fericit, atrage succesul, este mai atractiv, este mai contagios. Păi, vedeți, și dacă ne uităm doar la, într-un mod egoist la beneficiile acestea, ar trebui ca să, să ne dea ceva de gândit. Într-o anumită împrejurare, Richard Wundbrand spunea în felul următor și. Probabil că a citit el pe undeva, n-a numărat, că sunt vreo 43 de mușchi faciali. Și când ne încruntăm, îi folosim pe toți. Și când zâmbim, știți cât folosim? Vreo 17. Dragii mei, e mai ușor să zâmbim. E mult mai ușor să zâmbim decât să ne încruntăm. Și Dumnezeu vrea ca și în felul acesta să transmitem. Și apoi, din categoria aceasta, aprecierile, un alt simplu gest de iubire este să transmiți un cuvânt de apreciere. Apostolul Pavel era specialist în a face lucrul acesta. Biserica din Tesalonic, 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetele 2 la 10, nu o să citesc toate versetele, dar aici Apostolul Pavel are o introducere pentru Biserica din, din Tesalonic și în, în introducerea aceasta folosește aprecierile. Doar din versetul 2. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți pe care vă pomenim necurmate rugăciunile voastre. Și apoi versetul 3. Ce apreciere are? Știți ce zice? Când ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre, de tăria nădejdii voastre. Și apoi în versetul 6. Și voi înși v-ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia, spune Apostolul Pavel. Apreciază credința lor, apreciază eforturile lor, apreciază entuziasmul lor de a duce mai departe vestea bună a Evangheliei și prin asta... Cred că realizează mai mult decât ar fi realizat prin critici, pentru că biserica respectivă nu era o biserică perfectă. Nu, n-a eliminat mustrarea, Apostolul Pavel din, din scrierile lui. Însă poți aprecia prin cuvinte, poți aprecia, eu știu, printr-un cadou, poți aprecia printr-o floare. Există atâtea și atâtea modalități. Există multe forme de a exprima un simplu gest de iubire. Și un simplu gest de iubire poate avea un impact extraordinar. Acum, repede. Doar ne aducem aminte de niște principii. Cui să oferi simple gesturi de iubire? Oferile fraților de credință. Cine zice Petru, în 1 Petru, capitolul 2, versetul 17, cinstiți pe toți oamenii, nu e un lucru care să exclude pe ceilalți. Și dacă vreți o, o prioritate, cinstiți pe toți oamenii iubiți, pe frați. Temeți-vă de Dumnezeu. Dumnezeu ne-a așezat în această... În această comunitate, familia lui Dumnezeu. Și dacă într-o familie pământească, trebuie să existe liantul acesta al iubirii în relații, la fel și în familia lui Dumnezeu. Să știți că oamenii părăsesc mult mai greu o comunitate atunci când se simt iubiți și când simt că aparțin, decât atunci când. Când nu simt lucrul acesta. Apoi am putea spune cunoscuților da celor din familie, celor de la uh, locul de muncă, celor care uh, locuiesc în, în, în vecinătatea ta. Domnul Iisus Hristos a fost cunoscut dacă ca unul care s-a integrat foarte bine în, în, în comunitate. Și și a făcut cunoștințe pentru că a fost gata să se apropie de ei. Luca, în capitolul 7, versetul 34, a venit Fiul Omului, mâncând și bând, și zice: Iată, un om și mâncăcios, un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Poate pe unii dintre noi ne, ne deranjează versetul acesta, și am, am auzit și interpretări, dar vedeți, practic, Hristos a acceptat, n-a negat, da? Reputația aceasta pe care, pe care o avea în comunitate, ca unul care se apropie de oameni cu care, dragi mei, n-avea nimic în comun uneori, la nivel de valori, la nivel de mod de viață, pentru că Isus Hristos era total diferit față de ei, dar pentru ca să îi ajute să cunoască adevărul, a intrat în casa lor. A stat lângă ei. Și știți ce a făcut Domnul Isus Hristos? A făcut și minuni. Dar, intrând în casa cuiva, a făcut exact ceea ce învățăm noi astăzi. A transmis un simplu gest de iubire. Prin prezența lui. Dar a criticat de, de foarte mult, de foarte, mulți, de foarte mulți oameni. Iată ce ne spune și Apostolul Pavel, dacă ne gândim la la locul unde ne desfășurăm activitățile zilnice, dacă vreți un mesaj pentru, pentru șef, pentru angajați, în Efesen 6 cu 7 spune slujiți-le cu bucurie ca Domnului, nu ca oamenilor. Apoi, în Efesen 6 cu 9 și voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei. Feriți-vă de amenințări ca unii care știți că stăpânul lor este și al vostru și este în cer că că înaintea lui nu se are în vedere fața omului unde să transmiți simple gesturi de iubire. Și în biserică și atunci când vii la închinare și în comunitatea credincioșilor, dar și altor oameni, oamenilor pe care pe care îi întâlnești poate și nu știi dacă o să te mai întâlnești cu ei. Deuteronom 10 cu cu 19 să iubiți pe străin, că și voi ați fost străini în țara Egiptului. Și acum Domnul Iisus Hristos merge mai departe la ceea ce am spune noi că este imposibil, dar spune, oferă simple gesturi de iubire și vrășmașilor tăi, dar eu vă spun, iubiți pe vrășmașii voștri. Iubiți pe vrășmașii voștri. Dacă vreo relație de dușmănie are vreo șansă de a fi schimbată și de a fi reabilitată, vreau să vă spun că nu prin gesturi de ură, ci prin simple gesturi de iubire lucrurile pot să se schimbe încet încet, fie că e vorba de o relație în familie care a degenerat fie că e vorba, eu știu, de de o altă relație și acum în final, cum trebuie să fie aceste simple gesturi de iubire? Trebuie fie, să fie făcute din toată inima v-am zis, ne putem învăța să zâmbim putem învăța să, să încercăm să transmitem o, o, un anumit lucru dar el să nu fie real Colosen 3 cu 23 spune, orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Micile gesturi sau simplele gesturi de iubire trebuie să fie autentice. Trebuie să fie autentice. Și dacă nu simți, vei, vei zice la un moment dat, poți să te rogi, poți să, ca, să cauți, să, să te pocăiești în, înaintea Domnului, poți să-l faci și s-ar putea să urmeze sentimentele, dar ele trebuie practicate în mod continuu, pentru că în felul acesta. În felul acesta ne obișnuim. Ele trebuie îmbunătățite. Noi suntem într-un proces de creștere și de maturizare. Și întâi de Solonice, în Tite Solunicent 3 cu 12 spune: Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți. Întotdeauna există loc pentru a mai crește. Am auzit o poveste veche de pe vremea în care. Uh, învățatul se practica mai mult în contextul acesta al uceniciei și a relației. Și se spune despre un tânăr că a ieșit la un moment dat la o plimbare cu învățătorul lui, cu mentorul lui și se plimbau și mentorul lui avea o reputație. Că este un astfel de om deschis față de cei tineri și tinerii puteau să își permită foarte multe lucruri cu ei. Și la un moment dat tânărul acesta, într-un astfel de context, cunoșcându-și învățătorul, a văzut niște niște papuci murdari acolo lângă, lângă o vie, încărcați de, de noroi, și i-a venit lui următoarea idee, acum o să deduceți la ce vârstă era el atunci, zice, hai să, hai să luăm papuci ăștia și să-i ascundem, să vedem cât de șocat o să fie omul când iese din vie. Noi ne ascundem undeva acolo să vedem expresia de pe fața lui când nu o să-și mai găsească papucii cu care să întoarcă acasă. Și învățătorul i-a spus, știi, am putea să facem lucrul ăsta și cred că ar fi ceva interesant. Dar eu aș vrea să-ți propun un alt exercițiu astăzi. Ce ar fi că tu vii dintr-o familie înstărită și ai ceva, ia un bănuț și pune-l într-un pantof, și ia un bănuț și pune-l în celălalt pantof. Și hai să ne ascundem să vedem care o să fie reacția când o să vină omul ăsta de la lucru. Și a acceptat provocarea și a luat un bănuț, l-a pus într-un pantof, a luat un bănuț, l-a pus în celălalt pantof și au stat acolo ascunși. Și la un moment dat a apărut muncitorul acela care s-a dus să se încalțe și când a băgat piciorul a simțit că ceva e acolo în pantoful lui gata de dezmembrare. Și l-a luat și s-a uitat înăuntru și a găsit bănuțul acela. Și a început să lăcrimeze, s-a uitat în celălalt pantof și a găsit un alt bănuț. Și apoi povestea spune că cei doi au stat acolo și au ascultat o rugăciune cum n-au mai auzit în viața lor. Un om care îi mulțumea lui Dumnezeu pentru că s-a gândit la pâine pentru copii, la soția lui care era bolnavă acasă. Și studentul acela, elevul acela, învățăcelul acela, a căpătat o lecție pentru întreaga lui viață. Da? Poți să găsești, găsești modalități de a te distra pe seama, seama oamenilor, dar a descoperi ceva extraordinar despre puterea unui simplu gest de iubire a unui simplu gest de iubire. Noi suntem liberi, suntem cei mai liberi oameni din lumea aceasta, pentru că Dumnezeu ne-a dat libertate. Dar Apostolul Pavel vine spre noi în dimineața aceasta și spune nu faceți din libertatea aceasta ocazie de a trăi viața într-un mod egoist, ci mai bine căutați să o trăiți pentru cei din jurul vostru. Veți vedea câtă binecuvântare poate să aducă în viața, în viața ta un simplu gest de iubire. Aș vrea, încheiând în mesajul din dimineața aceasta, să vă duc aminte de un lucru: că există cineva care pentru noi a făcut nu doar un simplu gest de iubire, ci un mare gest de iubire. Isus Hristos, atunci când a venit în lumea aceasta și ne-a arătat cât de mult ne iubește. Slăviți să fie numele Lui. Și dacă Isus Hristos prin imensul gest de iubire pe care l-a făcut, a atins inima noastră. Cred că în dimineața aceasta, într-o perioadă în care, da, pe de-o parte, lucrurile merg mai încet, că e vară, în concediu, dar știi, e și o perioadă, la ce te gândești când spui concediu la alții? Parcă ești tentat să te gândești mai mult la tine. Și chiar în perioada aceasta Dumnezeu ne-a aminte că există o lume în jurul nostru care poate fi atinsă prin niște simple gesturi de iubire. Cred că vom avea oportunități în locul acesta și în momentul în care ieșim pe ușă. Pentru că Dumnezeu scoate înaintea noastră astfel de oportunități. Aș vrea să închei prin afișarea întrebărilor de aprofundare, pentru că mesajul este menit ca să luăm de ei să ducem mai departe în accepțiunea lui Pavel ce înseamnă să trăiești în libertate. Aș vrea să aprofundăm mai mult ideea aceasta. A fi liber înseamnă mai mult pentru mine sau a fi liber înseamnă mai multă binecuvântare pentru, pentru cei din jurul nostru. Ce stări produc simplele gesturi de iubire? Încearcă să te pui în locul acelui învățăcel care a trăit experiența de care am povestit. Sunt absolut sigur că egoismul nu-ți aduce atâta bucurie în viață cât îți aduce un simplu gest de iubire și totuși ești tentat să fii atât de egoist. Care ar fi două-trei persoane pe care le-ai putea surprinde, poate chiar și astăzi, printr-un simplu gest de iubire?